acești, noua generație a nevoie de informații astronomice. Tot atunci a fost celebrul Victor Anestin, de care sunt sigură că ați auzit, și care a fost un, cel, un fel de flamarion al României, cum se mai spune, deci a popularizat foarte bine astronomia, și tot atunci s-au înființat, deja a început secolul 20, în 1908, deci iată 101 ani deja, primul observator la instituție de cercetare științifică în România, la București, în Parcul Carol, actualmente al Institutului Astronomic al Academiei Române, și pe malul drept al Nistrului, la Dubăsari Vechi, în Republica Moldova actualmente, în Basarabia atunci, observatorul Nicolae Dobici. Nicolae Dobici a fost, poate eu îndrăznesc să spun, probabil că mulți s-ar supăra pe mine dacă fac această afirmație, că a fost poate cel mai mare astronom al românilor, cel puțin din prima jumătate a secolului 20, pentru că el a participat la primele 6 congrese al Uniunii Astronomice Internaționale, care e Uniune înființată în 1919. El a fost la fiecare congres, el a venit cu idei personale care au fost luate în considerație. El avea un observator particular, dar care lucra la nivel mondial, în special pe fizica Soarelui. El a participat, dacă nu greșesc, 6 eclipse de Soare, la început de secolul 20, când o călătorie nu era simplă, din Siberia până în Statele Unite, unde a participat la o eclipsă cu prilejul unui congres al Uniunii Astronomice Internaționale. Din păcate, așa cum îmi spun, durerea mea este că n-am reușit, nu numai ca să am un planetariu la București, mă refer la profesor, dar să stabilesc unde și când a murit acest faimos astronom român, care a plecat din anii imediat după 23-44, a plecat în Franța și i-am pierdut urmele prin anii 60. Bun. Deci, în momentul de față, după observatorul astronomic de la București, a fost înființat imediat cel de la Iași, după aceea la Cluj și mult mai târziu, în anii 50, cel de la Timișoara, s-a menționat numele profesorului Ură, care a fost fondatorul acelui observator al seismologiei și care el a dus un planetariu, într-adevăr, la Timișoara, care, din păcate, nu prea mai este folosit sau folosit chiar. După aceea, acest observator a luat din ce în ce mai mare extindere. În anii 50 și ceva, 56, a devenit observator al Academiei Române, deci plecând de la universitate. A fost și bine și rău, din punct de vedere al cercetării și datorită armii geofizic internațional 1957, au fost aduse instrumente. Telescopul solar, telescopul stelar, s-a construit o clădire, fac o mică paranteză, directorul de pe vremea aceea, Demetrescu, și-a dat seama, apropo de modalitățile de procedare, că tot politicul dictează și l-a invitat cu Gheorghe Udeș. Gheorghe Udeș a făcut o delegație, s-au notat, s-a bifat și peste un an el a avut toate dotările, observatorul a avut toate dotările necesare. Demetrescu fiind o persoană total antipolitică. Deci, iată ce înseamnă cum mulți lucruri s-au orientat managerial, cum spunem noi în limbajul modern. După care a existat și reversul medalii, că orice lucru nu e perfect, a existat o fel de separare între Institutul Astronomic ca Institutul de Cercetare și Universitate. A mai continuat până s-au terminat rând pe rând profesorii noștri, adică s-au pensionat, după aia, din păcate, l-au părăsit. Deci am mai continuat prin cursul de astronomie, după care astronomia, practic, a murit ca materie de predare. S-a mai predat pe aici pe acolo, așa cum știți și cum vedeți și acum se mai predă puțin la Facultatea de Matematică din Cluj, puțin la Facultatea de Matematică din București, la Facultatea de Fizică, după care prin pensionarea domnului profesor Mircea Rusu și acolo lucrurile se restrâng, foarte puțin, deci, practic, lecția accidentală. O se pune problema ce se întâmplă cu viitorul. Dacă mâine, să zice, un al doilea spiroare va pune semnătura pe reînființarea astronomiei în școală, întrebarea noastră este cine o va mai preda. Pentru că nu este suficient să luați de pe internet informațiile care sunt mai mult sau mai puțin corecte, nu este suficient ca să vă informați singur din ce vă cade la îndemână, trebuie totuși o educație la nivel universitar. Deci până să o facem noi la nivelul acesta al școlii, trebuie să o facem la nivelul academiei. Ori aici este o problemă foarte gravă. Există și aici soluții. Să nu credeți că nu există ceva fără soluție. O soluție am practicat-o chiar eu,
1. Am invitat profesorul în cadrul cursului de francofonie, cine e vorbitor de limbă franceză. Lecțiile au fost tipărite într-un volum de somn de astronomie, cu ajutorul ambasadei Franței. Deci în fiecare an, timp de 6 ani, au venit profesori de astronomie din Franța și au predat o săptămână la Facultatea de Fizică de la Universitatea din București. A doua problemă, a doua soluție a fost, deci în afara acestor cursuri, să zicem, frecvente, au existat programele Socrates Erasmus, în care un profesor din Italia, de asta am întrebat tânărul coleg, Atilio Ferrari venea din Torino, a mai venit profesorul Birman din Germania, profesoara Eleni Lovitis Livaniu din Grecia, profesorul Zadin Buratian, care e de origine română, din Franța și predau lecții de astronomie. Deci există posibilități. Important este să vrem să facem așa ceva. Acum, câțiva colegi de aici de față au participat la niște, un fel de cursuri organizate în cadrul campanii europene sau misiuni europene Hands on Universe. Deci organizate la nivel european, în care sunt 3 centre, a fost o Provence, acum va fi la Cardiff, în statele în Anglia, și după aceea va fi în, la Torun. Profesori de specialitate care predau astronomia se întrunesc și vorbesc sau concep alte modalități. Nu mai putem, cu tot respectul pentru înaintașii mei, nu mai putem să predăm astronomia acum ca 40 de ani. Cu asta închei, pentru că eu am avut personal, cum să spun eu, contactul cu decanul al facultății, înțeleg că nu mai este dânsul decanul facultății geografiei din București, în care i-a spus, domnul profesor, știți, ar fi bine ca noi să facem un curs pentru, general pentru astronomie la dumneavoastră facultate. Domnă, dar eu îl predau. Și a rămas mirată, dar dumneavoastră ați făcut astronomia. Și cum acum 45 de ani profesorul Demetrescu, la care am primit și am zis, da, dar știți, s-a mai schimbat între timp. Dar cum, refracția sau, știu, fenomenele? Nu, astea într-adevăr rămân și rămân aceeași la fel de corecte. Dacă veți spune tinerilor numai de refracție, de aberație, de precesie, mutație și așa mai departe, nu veți atrage. Eu am avut niște cursuri la facultate despre sisteme de referință. E, din păcate, o specialitate a mea care e foarte aridă, foarte asta, dar extrem de inutilă. Și care am început să le vorbesc despre sisteme de referință, transformări, și mi-am dat seama că a început să se caște și zic, bine, știți ce, vă luați, formulele există, la ora actuală cu tehnica de calcul transformați într-un minut, haideți să vă vorbesc despre altul. În momentul când le-am vorbit, am luat la întâmplare sistemul solar. Mi-am dat seama deodată că toată sala era ochi urechi asupra mea. Deci trebuie să vedem cui ne adresăm, care e limbajul pe care să-l adresăm. Și cu asta mi-am depășit 10 minute, domnul profesor a fost tare, mi-a zis 15 minute că îmi dă mie, așa că trebuie să respect pentru ceilalți. Vă pot vorbi la istoria asumit câte luna și câte stele, dar ne-au plăcut. Deci continuăm cu următorul. Și întrebări o să fie discuții, mulțumesc, o să fie discuții la sfârșit, pentru ca să nu întrerupe. Dacă aveți, vă notați la fiecare vorbitor, dacă aveți întrebări și să avem câteva minute la sfârșit.